2010-2011, Grădinița de Satul Lopatnic a câștigat proiectul cu pismul. Și ni s-a renovat în acel timp, ni s-a renovat podeaua, pereții s-au făcut, s-au schimbat geamurile, s-au făcut reparații în jumătate de grădiniță, în două grupe. Cabinetul asistentii medicale, a directorului, bucătăria și cazângeria. S-a făcut WC-urile, după proiect s-a schimbat temperatura în grupă, avem cu totul o altă temperatură, copiii sunt bine, e cald, e bine, toți pregătează grădinița, părinții sunt binevoiți, sunt mulțumiți de reparația care s-a făcut în grădiniță și mulțumim de ajutorul care ne l-a dat. Deodată a fost, știți cum, a fost greu, până nu vedem reparația, a fost tare greu. Mai scurt era chiar greu, nu vă spun. După reparații s-au schimbat, ferește ne-au schimbat, mobilierul la copii, mai scurt, visela, arbiturile. De afară, pe interiorul când s-au apărut, că știți, iar cu multe topogane, copiii tot, le plăcut, tare mult le plăcea ca să joace, cum ai spus, pe teritoriul de reză. Nu, și ca să te mulțumesc de reparația care a fost făcută. Când am venit, copiii erau mulți în grădiniță, pe teritoriul erau jucărica din timp, construite de oamenii care lucrau la colhoz și copiii se jucau. Când s-au oferit acestea mobiliere, copiii s-au bucurat de ei. Când ieșeam afară cu copiii, nu doveam să ieșim, că erau primii la scrinciobă principală. Eu primul. La topogan. Și tare au rămas mulțumit, tare se jucau copiii. Dacă ar fi și de posibil, să mai câștigăm un proiect, ca să mai fiți puțin. Pentru toți copiii, e puțin. 4 scrinciobi. Țara când din părinții iei acasă, eu nu vreau să duc acasă. Eu vreau să mă dau la scrinciob, eu vreau la topogană. Atunci, pe când a fost implementat proiectul FISM 1, în anii 2007-2009, eram simplă profesoară de matematică și informatică. S-au investit undeva în jur de 700.000 de lei. A fost renovat WC-ul, s-au făcut trotuare într-o direcție și în alta, pe unii mai mult merg copiii din la școală. Pragurile au fost îmbrăcate teracotă, s-a făcut această balustradă. Și s-au schimbat ramele la ferestre, ramele din afară, care deci erau de acum defectate și venea frigul în clasă. Deci totul se face, după cum știm, spre binele copiilor. Deci la moment atunci am fost foarte bucuroși și s-au schimbat și cazanele, deci cazangeria era... Se făcea focul, era cald iarna în încăpere. A fost foarte benefic pentru gimnaziul nostru. Alocațiile care au fost care a primit gimnaziul nostru prin proiectul din 2007-2009 a fost într-adevăr benefic pentru copiii noștri, ferestrele schimbate, teracota pusă pe praguri, trotuarele făcute, evident, sunt pentru copii, sunt pentru bunăstarea copiilor noștri. Suntem mulțumiți, mi pare bine de alocațiile acestea. Încă mult este de făcut, de mult încă avem nevoie, așa că dacă o să mai fie, nu strică. În 2015 am câștigat proiectul Novoteca
unde au fost procurate două calculatoare pentru biblioteca publică și printer. Biblioteca din sat ne frecventează atât școlarii, studenții, locuitorii, vin și vorbesc peste hotarele țării cu părinților, buneii vin și vorbesc cu nepoții, de asemenea citesc cărți, la fel aducem mulțumiri pentru primărie din sat, care ne-a oferit camera, camera unde este amplasată biblioteca. În perioada rece anului este încălzire, suntem foarte mulțumiți și vă așteptăm cu drag la biblioteca noastră din sat. Când vin în vacanță acasă, sunt foarte bucuroasă de aceste calculatoare aduse în biblioteca satului, pentru că cu ajutorul lor reușim să îmbogățim vocabularul, ceea ce este un beneficiu atât pentru sat, cât și pentru întregii elevi sau care mai învață aici. Cu ajutorul acestor calculatoare eu am primit un beneficiu foarte mare, deoarece când am avut nevoie de unele teme sau chestii din care să mă ajute la școală, am venit aici și mereu am fost primită cu brațele deschise. Iar când părinții sunt plecați în străinătate, cu ajutorul acestor calculatoare pot să iau legătura cu ei. Mă numesc Alexandru Roșca, sunt în calitate de primar din anul 2010. Activez de atunci în satul Lopache, calitate de primar. La noi în sat au fost reparate gimnaziul în 2007-2009 din banii FISM-ului. A fost proiect FISM 1, FISM 2 și au fost reparate geamurile, ușele, au fost reparat și trotuarele la gimnaziu. Părinți foarte mult s-au bucurat și profesori tot. Fiind în calitate de primar în 2010, a fost reparat grădinița cu tot FISM 2, în sumă de 654 de mii de lei. Au fost reparate două grupe. Schimbat fireri de termopan, barbusiele, cazangeria, a fost reparat dormitoarele, tot bucătăria. În 2013 a fost sportul ambasadei germane în sumă de 60.000 de lei, amenajat terenul de joacă, cu topogane, cu scrincibii. În 2015, cu programul Nobotecă, tot s-au câștigat două calculatoare cu imprimantă în biblioteca satului Lopache. Toate aceste proiecte au fost cu suportul, cu susținerea contribuției cetățenilor și administrației publice locale. Am stat de vorbă cu mulți părinți și toți sunt mulțumiți, mai ales la grădiniți și reparații s-au făcut pe banii băncii mondiale, cu banii europeni. Suntem foarte mulțumiți pentru aceste suporturi financiare din bănci, banii europene.